Mulțumim Domnului pentru timpul pe care îl avem și în această dimineață și haideți împreună să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, capitolul 6, începând cu versetul 7. Deci Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, începând cu versetul 7, pagina Sfânta Scriptură, 968. <coughs> Atunci a chemat la sine pe cei 12 și a început să-i trimeată doi câte doi, dându-le putere asupra duhurilor necurate. Le-a poruncit să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiag, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu, și să nu se îmbrace cu două haine. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela." Și dacă în vreun loc nu vă vor primi și nu vă vor asculta, să plecați de acolo și să scuturați îndată praful de sub picioarele voastre, ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Ucenicii au plecat și au propovăduit pocăința. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un de lemn pe mulți bolnavi și vindecau. Amin. E privilegiul nostru în această dimineață ca din nou să mergem pe urmele celor care au stat alături de Domnul Iisus Hristos și să aibă acest har, acest privilegiu de a sta în prezența nu a oricărui muritor, ci a însuși Creatorului, celui care a venit pe acest pământ ca să moară pentru noi cei păcătoși. Și privilegiul nostru în această dimineață și nădăjduiesc că nu doar în această dimineață când putem să ne uităm în Sfânta Scriptură, și să privim cu luarea minte ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe, ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună. Acest cuvânt este cuvântul lui Dumnezeu, nu e al unui om. Și faptul că Dumnezeu ni l-a dăruit sub formă scrisă este bucuria noastră și privilegiul nostru ca să ne adâncim privirile în această lege a desăvârșirii și așa cum Apostolul Pavel spunea, să fim schimbați din slavă în slavă. Asta, mă rog Domnului, ca El să ne vorbească, și în această dimineață, și am spus: Este un har că putem să privim la acești oameni. Oameni care au avut privilegiu să fie aleși, puși deoparte pentru această lucrare. Și știm că faptul că Dumnezeu acum, Domnul nostru Isus Hristos, i-a trimis ca să fie martori ai Lui, mai înainte, au avut parte fiecare de o chemare specială. Și asta știm că. Această chemare pe care o are cu privire la acești apostoli nu este acea chemare pe care o găsim la începutul Evanghelilor, când Domnul i-a chemat să-l urmeze, când i-a chemat la sine. Și, dragii mei, fiecare dintre noi nu putem să avem parte de chemarea lui Dumnezeu în slujire, în a, în a merge în lucrarea încredințată nouă, fără ca mai întâi să cunoaștem acea chemare care ne, chema, ne cheamă la pocăință. Ne cheamă ca să ne întoarcem la El. Și, dragul meu, în această dimineață te întreb, ai auzit această chemare a Domnului? Ai auzit această șoaptă care te îndeamnă la pocăință? Spunea și un, un frate în, în discuția pe care am avut-o mai devreme, fără de pocăință, nu poate cu adevărat exista pace, înțelegere. Da, pot să pară la un moment dat lucrurile, și ne referim acum la, la nivelul globului pământesc, la pământul pe care locuim, par să fie și oamenii să dorească să trăiască, poate uneori în pace unii cu alții, dar fără de pocăință, fără a cunoaște cu adevărat nașterea din Dumnezeu, toate acestea sunt doar lucruri aparente. Pentru că omul, fără de Dumnezeu, este mort în păcatele și fără de legile lui. Și de aceea cu toții am avut și avem nevoie de cel care a putut să aducă la viață oameni din morți. Și acum sigur ne gândim la, la cei pe care i-a înviat în mort fizic. Și ucenicii primesc, dacă ne uităm în Matei, capitolul 10, vedem că printre alte lucruri le spune să aducă pe morți la viață. Dar dincolo de această înviere fizică, omul are nevoie de a fi smuls, de a fi adus la viață, din păcatele și fără de legile lui. Săptămâna aceasta, îi povesteam și mamei, am avut bucuria să mă întâlnesc cu un vecin mai de departe, nu, nu, stătea pe, pe scara blocului, dar să am avut bucuria să, să văd cum Dumnezeu lucrează în viețile oamenilor. Știți, această familie e clar că a fost sub, și este sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Tatăl din această familie, asta vă spun așa ca încurajare și să vedeți cum Dumnezeu lucrează, a început să citească Biblia în urmă cu foarte mulți ani de zile, peste 20 de ani dacă nu greșesc din ce mi-a spus. Și Dumnezeu a început să lucreze la viața lui. N-a mers într-o adunare. Probabil cu mulți ani în urmă, nu, nu exista poate decât radio să mai audă uh, predici, nu, să spunem, nu, nu era atât de, de dezvoltat internetul ca să ajungă în casele multora care pot astăzi să audă Cuvântul lui Dumnezeu prin intermediul predicilor, dar Dumnezeu a început să lucreze la inima acestui om și a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Și vorbeam cu unul din băieții lui. Și mă uitam, de fapt, și astăzi, sigur, îndemnul meu a fost, arătându-i câteva lucruri din Sfânta Scriptură, că e nevoie să meargă într-un loc în care sunt frași și surori. De aceea nu, nu, nu spun lucrul acesta ca, într-un fel, să credem că departe de poporul lui Dumnezeu este bine. Dar rămâneam uimit să văd cum Dumnezeu, prin intermediul cuvântului doar, a lucrat la inima acestor oameni. Și, și constatam cu uimire că poate sunt mulți care vin la adunare și nu stăpânesc atât de mult Sfânta Scriptură. Om, tânărul acesta, sigur, nu mai e chiar tânăr, dar oricum, cu aproximație, mă refer la băiat care e puțin mai mic decât mine, vedeam cum Dumnezeu a lucrat în viața lui, cum a lucrat în, în, în dreptul familiilor lui și vedeam cum Dumnezeu, prin cuvântul său, se atinge de inima oamenilor. E lucrarea tainică a Duhului Sfânt. Și nu poți să spui decât, Doamne, Slăviți să fii tu. Lucrezi. Nu neapărat asta e metoda, da? Pentru că Domnul arată, uitați-vă, trimite, mă refer la, la ceea ce înseamnă că omul are nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu, da? Zice cum vor auzi dacă nu vor fi propovăduitori. Dar uitați-vă în același timp modul în care Duhul Sfânt lucrează la inima omului. Și sunt atâția oameni care se dau drept credincioși și îmi spunea acest, acest, băiat, zice, tatăl meu, citind Sfânta Scriptură, a ajuns să găsească acolo și să înțeleagă are ce să caute în casa mea icoane. Și le-a luat, și îmi fie iertare pentru cei care mai cred în icoane, în, sigur nu în locul acesta, le-a luat și le-a aruncat. Văzând că este o blasfemie, o necinstire la adresa lui Dumnezeu. Să te închini unui chip cioplit, unei icoane, unei, uh, unui tablou, poate indiferent cât de frumos și uh, măest, uh, cu o mână măiastră ar fi, ar fi făcut, ar fi înfăptuit. Nu poți, așa cum arată în Romani, să schimbi slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană asemănătoare cu omul, cu animale. și Arată în acest capitol, în acel capitol, degradarea, căderea tot mai adâncă a omului care se îndreaptă, se, se îndepărtează de Dumnezeu pentru că nu l-au proslăvit pe cel căruia li s-a descoperit. Și asta am spus, am rămas, dacă pot să spun în limbajul în nostru, uimit, plin de uimire cu Dumnezeu, și a fost sigur o bucurie pentru inima mea, să văd cum Dumnezeu lucrează. Am spus, nici astăzi nu merg și în meu a fost căutați, căutați o adunare, căutați un loc unde să-L slăviți pe Dumnezeu împreună cu cei care sunt poporul lui Dumnezeu. Și mi-a spus că da, m-am gândit și eu la lucrul ăsta, am văzut că totuși nu este bine și vorbeam cu tatăl meu, spunea acest tânăr. Dar e, e uluitor cum Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, aduce la viață, luminează, schimbă, transformă pentru că dragii mei, această carte nu este o carte oarecare. Nu e cartea scrisă de cel mai bun scritor care a existat. Și au fost mulți oameni care au scris cărți demne de luat în considerare, da? Cărți bune. Dar această carte este cuvântul, așa cum ne place nou să spunem, cuvântul viu al lui Dumnezeu, cel care lucrează. Dragii mei, de aceea. Pentru că vedem puterea acestui cuvânt, cât de mult ar trebui și noi să ne dorim, nu să fie dogma, nu să fie ceva searbăt pentru viețile noastre, ci să fie cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu, acea cercetare peste, peste inimile noastre și pentru viețile noastre. Da, am spus așa doar ca o bucurie și pentru dumneavoastră și să lăudăm pe Dumnezeu pentru căile sale pe care le alege de a aduce. Și mă gândeam, Doamne, poate câte astfel de minuni vom vedea într-o zi în Împărăția Lui Dumnezeu, nu? Câți oameni probabil care au citit. N-am știut de ei, dar ne vom minuna. Să-i găsim acolo, în împărția lui Dumnezeu. Și poate, așa cum spuneau, se spunea adesea, oameni care poate te-ai fi așteptat. Da? Nu-i vom întâlni acolo, în împărăția lui Dumnezeu. Deci, ea, în această dimineață, dacă auzi cuvântul Domnului și încă ești în păcatele și fără de legile tale, deschideți inima în fața dragostei lui Dumnezeu. Ia aminte Harul său îți este dat. Faptul că poți să auzi, poți să meditezi la acest cuvânt, poți împreună cu noi să ne gândim la viața acestor oameni atât de deosebiți. E un har pe care Dumnezeu ți-l dă și în această dimineață. Nu l rosi, nu da cu piciorul. Am spus în multe rânduri, uitați-vă la oameni care n-au posibilitatea să audă atâtea cuvinte din partea lui Dumnezeu. Și care, uitați, totuși răspunde, nu? Versetul spune, ve, veți vedea venind de la apus, de la răsărit. Iar pe voi spune, Domnul Iisus Hristos, cu privire la poporul Israel, un popor atât de privilegiat, veți fi scoși afară. Dragii mei, încă o dovadă că cu Dumnezeu nu trebuie să ne jucăm niciunul dintre noi. ci trebuie cu adevărat să tratăm cu toată seriozitatea, să ne punem la inimă cuvintele sale și să lăsăm cercetarea cuvântului său peste inimile noastre. Da, e, e, minunat când te uiți la acești oameni și poți să vezi ceva. Au auzit chemarea Domnului, în primul rând, în mod personal, la pocăință, în privința vieților lor. Și apoi au putut mai departe să fie mesagerii acestei vești bune, care este legată de pocăință, de întoarcerea omului la Dumnezeu, de primirea și acceptarea Domnului Iisus Hristos ca mântuitor personal pentru fiecare Viața în parte. Și da, acești oameni au cunoscut ce înseamnă alegerea. Am văzut în urmă cu, cu ceva timp cum acești oameni au fost aleși. Din mijlocul mai multor ucenici, Domnul i-a ales. Dar, dragii mei, gândul probabil că ni se duce fiecăruia dintre noi la alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o și în dreptul nostru. Mulți oameni spun, l-am ales pe Dumnezeu. Dragul meu, dacă Dumnezeu nu te-ar fi ales pe tine, n-ai fi avut nicio șansă. Dacă Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt nu ți-ar fi cercetat inima, ca tu să deschizi, să te deschizi, n-ai fi avut nicio șansă. E alegerea lui Dumnezeu în dreptul vieților noastre, e privilegiul lui că astăzi suntem în locul acesta, aleși de Dumnezeu. Dar, dragii mei, dacă Dumnezeu ne-a dat harul, se cuvine fiecare dintre noi să trăim o astfel de viață care să răspundă dragostei pe care El ne-a arătat-o. Uitați la acești oameni, au parte de alegerea Domnul Iisus Hristos. Fac parte din această categorie, nu? N-a fost oricine apostol. Nu știm despre toți. Sigur, Sfânta Scriptură se oprește cu privire la unii dintre ei, descriindu-ne lucrarea lor mai în detaliere, comparativ cu altora despre care nu știm foarte multe. Dar a fost un privilegiu pentru ei. Și -a auzit această chemare la slujire. Și, dragii mei, în această dimineață, cu siguranță, Niciunul dintre noi nu vom auzi o astfel de chemare să fim apostoli ai Domnului. Unii mai cred, din păcate, că sunt urmașii apostolilor, sunt un fel de apostol pe pământ. Dar, dragii mei, într-un sens, fiecare dintre noi avem parte de această chemare la slujire, la această chemare de a fi mădulare, să fim, mai bine spus, martori ai lui pe acest pământ. Da? Ei au parte de o, de o trimitere specială în, în Matei, dacă ne vom uita și poate un pic o să ne uităm și în pasajul similar, în Matei, capitolul 10, unde acești ucenici au fost trimiși nu la neamuri, ci la poporul Israel. Asta veți vedea. Spune să nu vă duceți la, în vreo cetate a neamurilor, nici măcar la samariteni. Ci să mergeți mai degrabă la uile pierdute ale lui Israel. Ei au avut o chemare și această trimitere a celor 12, e cu privire la, la, la poporul Israel, parcă încă o dată Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos, căutând să-și arate îndurarea față de poporul în care venise, popor care, așa cum Sfânta Scriptură ne arate în enumărate rânduri, l-au respins. Nu i-au acceptat domnia, domnia, nu l-au primit ca Mesia, așteptând. Și, dragii mei, probabil în cea mai mare parte dintre noi știm lucrul acesta. Cei care l-au respins și cei care îl resping astăzi din păcate în sânul poporului evreu, îl vor primi, dar nu pe Mesia. Mai întâi vor primi pe cel care este omul fără de legii, Antichristul. Da, pe cel îl vor primi. Pentru că dacă nu primește adevărul, dragii mei, ce urmează altceva? decât o minciună, o rătăcire. L-ai respins pe cel care este viața, pe cel care a venit să te mântuiască și vei avea parte de reversul metaliei. Nu există o stare neutră, nu există o stare în care nu ești atins de nimeni și nu, cineva nu va decide și nu va fi stăpânul vieții tale. Pentru că așa cum Sfânta Scriptură ne arată atât de clar, Domnul însuși a spus, iată stăpânitorul lumii acesteia. Oamenii care încă nu-l cunosc pe Dumnezeu, zac în cel rău, ascultă, orbește și cel rău se folosește, așa cum ni s-a adus și aminte de dimineață, de toate poftele, de toate, prin toate ispitirile și uneltirile sale, ca să-i țină în continuare în, 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 lanțurile sale, în întuneric. Dar lăudați să fie Domnul, că Dumnezeu ne-a scos de sub domnia acestuia și am intrat sub domnia adevăratului Dumnezeu. Da, acești apostoli au parte de această chemare și sunt cei care merg la poporul Israel, trimiși de Domnul însuși, ca să le ducă vestea bună. Știți care a fost mesajul? Unii rămân doar la aceste semne, la aceste uh, minuni. Și mulți asta caută, din păcate, și în zilele noastre, semne și minuni. Dar ați remarcat ce spune la versetul 12? Versetul 12 spune, uncenicii au plecat și spune, au început să facă minuni, semne? Da, au făcut și acestea. Dar ce spune? Au propovăduit pocăința, dragii mei. Semnele și minunile pentru națiunea Israel, care știm sunt multe alte versete, da? Dar se spune despre evrei care cer semne. Încă o dată reamintim lucrul acesta. Poporul evreu a fost beneficiarul multor minuni. Multor semne care s-a făcut în, din partea lui Dumnezeu, nu? Ce popor a cunoscut să fie scos din robia egipteană? Au fost multe popoare, nu? Sub diferite stăpâniri, sub diferite domnii. A cunoscut vreun astfel de popor o, o scoatere cu așa mare, cu o mână atât de tare? Să se coboare din cer? Să cadă peste egipteni Atâtea năpaste, am spune noi, în limbaj omenesc, desigur. A fost mâna lui Dumnezeu care a vrut să scoată afară pe poporul său. Poporul acesta era un popor obișnuit cu semne. Și ca să vadă că acești apostoli, acești trimiși, da? Că asta înseamnă apostol, sunt trimiși de Dumnezeu, au autoritate din partea lui Dumnezeu, a fost nevoie ca lucrarea lor, propovăduirea lor să fie însoțită de semne și minuni. Dar mesajul cu care ei se duc la națiunea Israel. Mesaj care dragii mei, va fi și va rămâne valabil indiferent de perioadele pe care istoria acestui uh, 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 istoria pământului o va cunoaște. Și în necazul cel mare, da? Tot pocăința se va trâmbița. Ăsta asta este mesajul, pentru că omul indiferent din ce zonă, da? a istoriei provine fără pocăință, fără întoarcere la Dumnezeu, da? Nu vorbim acum să nu confundăm, nu vreau să înțelegeți greșit, confundăm acum toată istoria, da? Dar omul are nevoie de pocăință în viața lui, de întoarcere la Dumnezeu. Și da, uitați-vă, acești oameni, cu asta vin înaintea poporului Dumnezeu. Împărăția cerurilor spunea la Matei capitolul 10, împărăția cerurilor este aproape. Domnul însuși a început mesajul către națiunea e, e, poporului evreu în același fel. Împărăția lui cerurilor, împărăția lui Dumnezeu este aproape. pocăiți și credeți. Deci, dragii mei, e bine să înțelegem că dincolo de orice altceva, noi ca și martori al lui Dumnezeu trebuie să ducem mai departe această veste bună. Am spus nu în același fel cum ei au făcut-o. Și apropo, dragii mei, ei au avut... În acest pasaj, desigur, au avut o chemare specială pentru poporul său. Nu e vorba de poporul evreu, nu e vorba de acea chemare pe care apoi Domnul Iisus le-o spune mergeți în toată lumea și propovăduiți. Acest pasaj este strict cu privire la poporul evreu. Dar ei aud apoi acea chemare spre sfârșitul Evanghelilor. La începutul faptelor apostolilor, aud acea chemare ca să meargă cu această Evanghelie, cu această veste bună, cu acest mesaj până la marginile pământului și dragii mei să nu uităm lucrul acesta ei astăzi nu mai sunt în viață și-au făcut lucrarea și Domnul i-a luat acasă, dar dragii mei ceea ce am auzit și minica trecută tu împreună cu mine suntem astăzi martori ai Domnului Iisus Hristos, asta ne amintea cuvântul și ca trecută seara voi sunteți martorii mei, dragii mei ei nu mai sunt astăzi să vorbească despre ceea ce au văzut despre lucrurile pe care le-au văzut cu proprii lor ochi. Nu mai pot să vorbească despre cel care a murit și a înviat a treia zi, despre cel care este prințul cerului, dar el este mântuitorul tuturor oamenilor. Ei astăzi nu mai sunt să aduc această mărturie, dar noi suntem. Noi astăzi suntem lăsați pe ce pământ. Și dacă Dumnezeu ne-a chemat, în primul rând cu acea chemare la pocăință, când am ajuns să-L cunoaștem pe Dumnezeu, Domnul ne cheamă și astăzi. Să fim implicați, să fim slujitori ai Săi, să fim martori ai Săi pe acest pământ. Înțelegem și conștientizăm lucrul acesta. Știu adesea prea ușor. de am spus, mă, uit, mă, mă uimea acest tânăr și în discuția pe care am avut-o, cât de mult vorbea despre Domnul Isus Hristos, cât de mult Domnul Isus devenise centrul vieții Lui, cât de mult putea să aducă mărturie de modul cum Dumnezeu. Lucrează în viața lui, cum Dumnezeu îi se descoperă. Cum Dumnezeu își arată îndurarea față de el. Deci, dragii mei, dacă noi vom tăcea, cine altcineva? Știu, ne aducem aminte unde spune că pietrele vor vorbi. Dar, dragii mei, noi suntem chemați și nu trebuie să ajungem niște pietre. Acum folosesc sigur un, un mod, un mod de, de a vorbi, da? Ca Dumnezeu să facă din noi pietrele care am devenit niște martori ai Lui. Noi suntem martori. Și de aceea fiecare dintre noi trebuie să nu uităm această chemare pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o prin cuvânt și viață. Și asta se spune despre ei. Atunci a chemat la sine cât de minunat să fii chemat la Domnul, dar totuși nu vreau să insist prea mult că timpul scurge, se scurge, și a început să-i trimeată doi câte doi, dându-le putere sau în altă traducere spune autoritate, asupra duhurilor necurate. Dar imaginea e atât de frumoasă, doi câte către, doi. Către doi. Uitați-vă în Sfânta Scriptură, de la Geneza, nu? Ce spune cu privire la, la Adam? Nu este bine ca omul să fie singur? Așa ne-a creat Dumnezeu, nu? Să nu fim singuri. Oamenii singuratici nu spun că nu se poate, da? Nu spun că cineva, așa cum arată și Pavel, nu? În care a putut să-l slujească, să-l servească mai bine pe, pe Domnul. Dar uitați-vă, n-am fost chemați să fim, scuzați-mi expresia, niște lupi singuratici, niște oameni care suntem înstrăinați unii de alții. Principiul lui Dumnezeu pe paginile Sfinților Scripturi, și am spus, începând de la Geneza, și veți vedea, dar apoi și în privința lucrării, da, pentru că aici e vorba de lucrare, nu e vorba de căsătorie, se înțelege, da? Principiul lui Dumnezeu rămâne. Uitați-vă, de din la Pavel, nu? Nu avea el destulă lumină? Nu putea el să fie un slujitor singur, să meargă, să ducă vestea bună? Dar uitați-vă, în călătoriile misionare pe care le are, împreună cu el mai are un tovarăș de lucrare, că a fost Barnaba, că a fost Sila, că apoi a fost Marco, de exemplu, pentru Barnaba. E altceva, da? Dar uitați-vă, principiul rămâne Domnul arată că este mai ferice și este gândul său și ar trebui fiecare dintre noi să-l înțelegem. De ce, de exemplu, cu privire la adunare, Dumnezeu ridică bătrâni? De ce în lucrare e bine să fie mai mulți implicați? De ce? Sunt multe aspecte. O să vă amintesc doar, de exemplu, ce spune în Eclesiastul, capitolul 4, începând cu versetul 9. Spune mai bine doi decât unul. Căci iau o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Mă opresc aici. Dacă vreți, mai citiți și următoarele versete acasă. Sunt frumoase și acelea, dar mă opresc la acestea. Mai bine doi decât unul. Dacă se întâmplă să cadă, se ridică, se susțin. Se ajută. Nu era mai bine, am spune noi, Doamne, dacă tot vrei să, să duci mai repede această veste bună, de ce să o duci doar prin șase grupuri de oameni? Nu, că 12 împărțit la 2 erau șase grupuri de oameni. Nu e mai, mai lezne să trimiți pe fiecare. Dintr-o dată se, duce în, se duc în 12 locuri, se duce mai departe. Evanghelia nu e mai bine. Nu uitați, principiul lui Dumnezeu rămâne 2 cu 2. Și dragii mei, e bine ca în toate sectoarele vieții, mă refer acum, sigur, la tot ceea ce facem, poate pentru Dumnezeu, da? E bine ca lucrarea să fie în parteneriat, în colaborare. Unul din alte lucruri pe care sigur aici eclesiastul le-a le pomenit. Uitați-vă că tare ușor când un om devine și astăzi în multe biserici oficiale, da? Un om care vorbește poate ex catedra, niciodată nu greșește, infailibil cât de mult mândria poate să cuprindă viața cuiva când consideră că e singurul de care poate o, o biserică, o adunare are nevoie. Nu, dragii mei, avem nevoie unii de alții. De aceea, apropo, continuăm să dezvoltăm acest lucru. Cum spuneam mai devreme acelui tânăr, spun și dumneavoastră că de mult avem nevoie unii de alții, dragii mei. De-aia Domnul ne-a chemat să fim poporul său, să avem părtășie legături deosebite. În felul acesta, mai bine unul, mai bine doi decât unul, mai bine poporul lui Dumnezeu în care împreună îl căutăm pe Domnul. Cât de mult când e singur, ți se par că ți se pare că toate lucrurile sunt bune. Ți se pare că poate stai bine cu Dumnezeu. Dar când poate te trage cineva, cineva care este apropiat, cuiva căruia ei permis să se apropie de tine, că mulți dintre noi stăm prea mult în, în găoacea noastră, nu permitem celorlalți să intre. Tu și asta, uitați-vă, în Occident, din păcate, nu? Probabil ați auzit și dumneavoastră. Oameni care nu-și cunosc vecinii, atât de străini au ajuns. Habar n-au unii de alții. Habar n-au unii de alții. O înstrăinare cu toate rețelele de sociale care se spune că vezi, Doamne, câți câte mii de prieteni ai. Oamenii devin tot mai străini unii față de alții, tot mai înstrăinați. Gândul lui Dumnezeu pentru noi, dragii mei, uitați-vă care a fost colaborare, legături, tovărășii, prietenii chiar, dar legături unii cu alții. De aceea e un mare pericol când e singur, izolat, ești o țintă mult mai ușoară pentru cel rău. Nu uita lucrul acesta. Poate în privința mândriei, poate în privința păcatului, Poate în privința la multe alte lucruri. Dacă ăsta a fost gândul lui Dumnezeu, e bine să ținem cont cu toții de El și să înțelegem, avem nevoie unii de alții. De -aia trebuie să căutăm legătura sfinților. De aceea, poate, trebuie să ne deschidem, poate, în fața celorlalți. Eu nu spun să fim o carte deschisă în fața adunării, fiecare să știe, știu eu, fiecare centimetru din viață. Nu în sensul acesta, da? Dar e normal să ne apropiem unii de alții, să fim deschiși unii față de alții, fiind conștienți că asta a vrut Dumnezeu pentru noi, dragii mei. Am spus pericolul acesta, care uitați-vă, e la nivel uman, da? Pericolul e același și astăzi în adunări. Observi din ce în ce mai multă înstrăinare unii față de alții. Nu mai sunt acele legături. Nu știe diavolul? Ba da, dacă Domnul a știut lucrul acesta și a arătat, ca un lucru dorit și voit de el, știe și diavolul. Te va face să stai singur în pătrățica ta. Nu mă bag în viața ta? Nu te băga nici tu în viața mea. Asta e motoul celor mai mulți. La nivel global mă refer, da? Nu în biserici neapărat, da? Lasă-mă, eu cu ale mele, tu cu ale tale, cu cât avem mai puțin contact, e mai bine. Cu cât petrecem mai puțin timp, e mai bine. Dragii mei, Dumnezeu ne dorește să fim una. Înțelegem lucrul acesta. Conștientizăm nevoia pe care o avem de părtășia sfinților. Pentru că ce domeniu mai deosebit decât acesta este acest nivel spiritual la care Dumnezeu ne vrea să fim împreună lucrători. Și apoi sigur un alt aspect pe care cu privire la ei, da? de ce a fost nevoie să fie doi. Uitați-vă că Vechiul Testament în cartea de autonom vorbea despre faptul că trebuiau să fie doi, sau trei martori. Deci, un lucru era autentificat prin mărturia a minim două persoane sau trei. De aceea Domnul respectă acest principiu pe care El l-a pus și l-a așezat chiar în scrierile Vechiului Testament de a trimite doi oameni care împreună mărturiseau despre acest lucru și ceea ce spuneau doi oameni putea fi luat în considerare. De aceea, dragii mei, apropo, cât de adesea, asta îmi vine doar acum în minte, cât de ușor și poate uneori credul suntem când auzim o singură voce. Dar e bine, uneori chiar într-o anumită situație, să auzi situația din mai multe perspective, să auzi părerea la mai mulți. Știți chiar, cartea proverbe, dacă nu mă înșel, spune în felul acesta, da? Zice, când îl asculți pe primul, ți se pare că are dreptate. Dacă când vine al doilea și spune din perspectiva lui, vezi că lucrurile stau altfel. Deci, aceea, dragii mei, și în sensul acesta, ca principiu, E bine să nu fim lezi necrezători doar la ce spune o persoană. Să căutăm, mai ales când sunt o anumită problemă. Aici nu mă refer la bârfă, să nu mă înțelegeți greșit, da? Că aici e clar, din start ar trebui să o eliminăm, da? Deci nu despre bârfă vorbesc. Dar e bine să, să luăm pulsul, dacă îmi permite să folosesc această expresie, să luăm pulsul de la mai mulți. Altă perspectivă ai când vezi părere la mai mulți. E altfel... Acea situație sau împrejurare când o vezi din ochii la mai mulți. Asta doar ca principiu pentru noi. Și e frumos că lor li s-a dat această autoritate, putere asupra duhurilor necurate. Și știți, se întorc. Domnul apoi mai trimite încă 70. Vă aduceți aminte de împrejurarea cu privire la ceilalți 70 de ucenici care mai sunt trimiți, dar vă duceți aminte când ei se întorc. Se întorc și pe grup, a fost scris, cred că, versetul acesta sau o amintire la această trimitere. Se întorc și se bucură de faptul că, Doamne, și duhurile ne sunt supuse. Și ce spune Domnul? Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Aveți această bucurie, dragii mei, conștientizăm? Păi, cât de uimit este un om, cât, probabil câți oameni și-ar dori să ai puterea asupra duhurilor necurate? Sigur, duhurile necurate nu sunt la cheremul lor cu ei. Au încercat. Vă aduceți aminte fiul lui Șeva să facă și ei ceva. Dar nu le-a mers. Nu le-a mers. Pentru că trebuie să fii trimis, trebuie să fii autorizat. Și apropo, dragii mei, în tot ceea ce facem, e bine să fim trimiși de Domnul? E grav să mergi în numele Domnului și să spui toate trăznăile care ne trec nouă prin cap. Nu trebuie să fii trimis de Domnul și uitați-vă, cu mesajul pus de Domnul. De-aia și la capitolul acesta, cât de mulți își permit să vorbească numele Domnului, să facă caz, poate, de lucrările Duhului Sfânt. Și e monstruos. E monstruos. Cel puțin, nu știu, poate ați văzut pe YouTube. Am spus, mi se ridică și părul pe care nu-l mai am, când văd tot felul de, de, de lucrări în numele lui Dumnezeu și se zdansează tot felul de schimonosele acolo. Duhul Sfânt spus coboară. Nu spun ca și judecată, dragii mei, dar e bine să avem acest discernământ. Prea mulți am ajuns să credem tot. Dacă e parafa pusă în numele lui Dumnezeu, dacă ni se pare că e ceva mai excepțional, acolo Dumnezeu lucrează. Nu, dragii mei, uitați-vă. Dumnezeu lucrează și cea mai mare minune pe care o face Dumnezeu este cu privire la omul pe care îl smulge din păcat și îl face o natură nouă, o persoană nouă. Asta e cea mai mare lucrare. Da? Uitați-vă că și îngerii întunericului n-au lucrat și vrăjitorii până într-un moment, n-au imitat și ei lucrarea lui Dumnezeu? Au imitat și ei. Până într-un anumit moment, da? când să producă viață, da? până în acel moment, au imitat și vrăjitorii. Are puteri limitate și acest prinț al întunericului. Și face. Mai ales că nu, să nu uităm. Domnul ne-a arătat în cuvântul său că venirea anticristului și a omului fără de lege va fi însoțită de astfel de lucruri. Deci faptul că se fac minuni, da, sau lucruri excepționale, extraordinare, ieșite din comun, da, nu înseamnă neapărat că acolo e lucrarea lui Dumnezeu. De aceea trebuie să învățăm tot mai mult să discernem, dragii mei grâul de neghină, să discernem unde este lucrarea lui Dumnezeu și unde este a omului. Nu, sigur ca și copiii lui Dumnezeu trebuie să căutăm acest discernământ, să ne dorim și cum am amintit în multe rânduri, avem cel puțin Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu, care prin lumina Duhului Sfânt ne învață ce e rău și ce e bine. Nu asta spune Cuvântul lui Dumnezeu? Că este o sabie care, dragii mei, noi nu avem această capacitate. Chiar dacă unii oameni li se pare că, știu, poate cunosc mai bine pe ceilalți, cei din jur sunt ca o carte deschisă înaintea lor, totuși Duhul Sfânt, Cuvântul lui Dumnezeu spune că e o sabie care desparte. Da? iar are această capacitate. Ce e firesc, de ce e pământesc, ce e sufletesc, de ce e duhovnicesc, ce e spiritual, de ceea ce este natural în om. Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. De deci aceea observ tot mai mult această nevoie. Cu siguranță și dumneavoastră ați văzut lucrul acesta. Nevoia de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, le-a porunci să nu ia nimic cu ei pe drum decât un toiac, să n-aibă nici pâine, nici traistă, nici bani de aramă la brâu, să se încalțe cu sandale și să nu se îmbrace cu două haine. Dragii mei, noi avem poate doar o călătorie scurtă. Mergem până undeva cu mijloace moderne de locomoție, de transport. Și ați văzut, ne pregătim. Ei măcar niște apă la tine, mai iei ceva. Cum să trimiți pe cineva și să fie parcă nepregătit, pentru că Domnul voia să-i învețe ceva, dragii mei, dependența de el. Oamenii aceștia trebuiau să știe și să cunoască că dacă ei sunt în lucrarea Domnului, dacă ei fac ceea ce Domnul îi-a trimis să facă, Domnul va purta de grijă de viețile lor. E un har lucrul acesta, dragii mei. Și asta fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem cât de adesea, Ajungem să ne zbatem, să ne, să ne luptăm pentru acest pământ, să, știu eu, avem anumite lucruri. Și cât de mult poate avem, mai mult decât avem nevoie. Și Domnul spune, nici de cum n-am să te las. Uitați-vă, asta învață Cuvântul Lui Dumnezeu. Nu, e, e anormal. Dumneavoastră gândiți-vă, să trimiți pe cineva într-o călătorie, nu era ușoară. Nu era o călătorie ușoară. Și să-i spui, nu lua nici bani la tine, adică să-ți cumperi de ale mâncării, nu? Pâine! Păi, doamne, o să li se facă foame. Călătorile vă aduceți aminte, ucenicii la un moment dat trec prin acel land de greu, li se făcuse foame. Nu, nu ajungeau atât de repede la destinație. Călătorile se făceau și erau mai anevoioase, se făceau cu greutate și să-i trimis fără pâine, fără traistă, cu un singur rând de haine, mai ales omul modern care nu prea mai știe, eu nu spun să purtăm un singur rând de haine, dar arată aici, uitați-vă, simplitatea. Pentru că, în general, în acea vreme, cei care erau mai înstăriți aveau două rânduri de haine. Și Domnul spune, nu-i nevoie de așa ceva. Voi trebuie să fiți oameni simpli, oameni care arătați dependența mea de, euh, dependența voastră de mine. Și, dragii mei, tot mai mult și noi avem nevoie să învățăm. Spunea un om al lui Dumnezeu, Spune, când tu faci un obiectiv din lucrurile lui Dumnezeu, Dumnezeu va face un obiectiv din ale tale. Sigur, El e Împăratul, Domnul, El are în vizor nu doar un singur obiectiv. Dar cu alte cuvinte, voia să spună omul acesta că Dumnezeu va îngriji. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, un verset pe care îl menționăm deseori în mijlocul nostru. Și Dumnezeu va purta de grijă, Dumnezeu va dărui. Dar, dragii mei, cât de mult ar trebui să conștientizăm dacă noi nu suntem în dependență de Dumnezeu și ne zbatem noi, vom obține poate lucrurile după care tânjim și nădăjduim, dar cu trudă, cu greutate. Când Domnul spune că va da, asta sigur am spus-o în dese rânduri, nu înseamnă la lenevie. Trebuie fiecare dintre noi să ne facem partea. Dar uitați-vă, pentru ei era important ce? Să aibă pâine? Să aibă Desagă sau să meargă în lucrarea lui Dumnezeu. Asta era prioritate. Pentru că trebuie să înțelegem cu toții, dragii mei, eu și dumneavoastră, că lucrarea lui Dumnezeu trebuie să fie prioritară peste toate celelalte. Altfel, spune, degeaba vă sculați. Și ne putem scula, ne putem zbate, mai ales într-o viață care nu vedeți în, în timpul pe care îl trăim. E haotică, aproape. Cu mult mai multe probleme, pe diverse și situații cu care ne confruntăm pe acest pământ. Dar Domnul arată, El își dă binecuvântarea, de regii mei. Deci haideți cu toții să învățăm tot mai mult să depindem de Dumnezeu, să ne încredem în Dumnezeu. Să ne dăjduim în ajutorul Lui, având prioritate, ceea ce Dumnezeu ne-a arătat că trebuie să fie prioritate pentru vieții noastre. E asta înțeleg. Îi trimite Domnul, spune, voi aveți în vedere propovduirea acestui mesaj. Pentru că eu voi purta de grijă. Și mai mult spune în altă parte. În Matei capitolul 10, vă îndemn să-l citiți totuși acasă ca să vedeți cât de frumoasă e paralela. Vorbește căci vrenic este lucrătorul de hrana lui. E o vrenicie pe care Domnul o arată. Lucrezi pentru Domnul? El va îngriji de nevoile tale, de tot ceea ce uh, ai trebuință. Și versetul 10, nu mai intrăm chiar în fiecare... Vreau să termin măcar pasajul acesta. Apoi le-a zis, în orice casă veți intra să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Intri într-o casă și vă aduceți aminte, apoi vedem și din, pasajul urma, din versetul următor, casa aceea nu numai că trebuia să-i primească, casa aceea trebuia să fie deschisă la mesajul lor. E foarte important lucrul acesta. Spune, veți intra într-o casă, da? Și zice, pacea voastră se va va veni peste acea casă. Dar dacă ei nu sunt vrenici, pacea se va întoarce la voi. Ei trebuiau la rândul lor casa care se deschidea să fie deschisă și către mesajul lor. Nu doar să fie ospitalieri, nu doar asta. Pentru că arată apoi în versetul 11, e vorba de mesajul pe care îl aduc. Nu, nu doar ei ca și oameni. Dar e frumos în același timp. Când Dumnezeu într-un sens din nou le spune, intri într-o casă, e primitoare, e deschisă, dar poate ajunge acolo și nu e cum ți-ai dorit tu. Nu spune, nu te duce și căuta confortul în altă casă. Nu te duce și căuta ceva mai mult. Rămâi în acea casă. Mulțumiți-vă cu alte cuvinte, cu ce aveți, cu ceea ce eu voi purta de grijă cu privire la viețile voastre. Pentru că, dragii mei, prea mulți astăzi, care sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu, fac caz de confortul lor de ceea ce Dumnezeu ar trebui să-i binecuvinteze, că vezi, Doamne, sunt implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Probabil cu toții rămânem uimiți de oameni, cum e, de exemplu, în George Mueller, care în simplitate, în dependență de Dumnezeu, a învățat să aducă la picioarele Domnului și la cunoștința Domnului nevoile lucrării lui Dumnezeu. Nu făcea ceva pentru el, făcea pentru Dumnezeu. Și n-a făcut caz și n-a cerut până la stânga și la dreapta să fie ajutați că vezi, Doamne, face lucrarea lui Dumnezeu. Un om care a știut să și a înțeles că Dumnezeu e cel care își binecuvintează lucrătorii. Dumnezeu e acela care ă, știe să poarte de grijă. Sigur, asta nu înseamnă că nu vom purta de grijă. Nu asta vreau să spun în aceste momente. Dar pur și simplu ajuns să nu... să-ți ajungă. Când auzi oameni care fac caz, de cât de mult lucrează ei pentru Domnul. Și, vezi, Doamne, poporul Domnului nu simte cu ei. Ce să simți? Cu putroșenia unora? Cu faptul că și-au ales, ca mulți alții, o anumită situație și vor să se dea și lucrători ai Domnului? Și aici, dragii mei, uitați-vă că mulți care vorbesc în numele Domnului, mulți care aduc tot felul de erezii, trăiesc la nivel mare, internetul ne aduce, sau. Probabil ați auzit de atâția oameni care trăiesc în lux exorbitant pe naivitatea omului de rând, care spune, vorbește numele Domnului, e Dumnezeu. Nu, dragii mei, și la acest capitol trebuie să fim cu discernământ, cerând înțelepciune de la Domnul, căutând lumină pe cine și cum să ajutăm. Da, ei sunt chemați să fie mulțumiți, să rămână acolo unde, unde primesc, pentru că, dragii mei, Uitați-vă, în același timp Domnul le spune, și dacă în vreun loc nu vor, nu vă vor primi și nu vă vor asculta, deci sunt două lucruri, primire și ascultare, da? Să plecați de acolo și să scuturați în dată praful de sub picioarele voastre ca mărturie pentru ei. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru pământul Sodomei și Gomorii decât pentru cetatea aceea. Suntem înfiorați, nu? Sotoma și Gomora știm cum a terminat. Știm ce s-a întâmplat cu acele cetăți. Și totuși, Domnul spune ce anume? Că va fi mai ușor în ziua judecății pentru locuitorii acelor cetăți decât pentru oamenii care, și atenție, dragii mei, resping mesajul lui Dumnezeu, resping Evanghelia. Cu alte cuvinte, îl resping pe Domnul Isus Hristos și pe Dumnezeu. E vai! Și e grav! De aceea cât de mult mi-aș dori ca fiecare care aude un astfel de mesaj să înțeleagă că e grav să te opui cuvântul lui Dumnezeu. E grav să crezi că respingi pe Mesia, îl respingi pe Domnul Isus Hristos și vei scăpa cu viață. Nu? Oamenii aceia din Sodoma și Gomora, cu alte cuvinte, erau nespus de răi. Știm viața destrăbălarea lor, știm în ce păcate monstruoase au ajuns. Și cu toate acestea spune, e mai grav de cei care astăzi aud și resping. De cei care aud de vestea bună, aud de faptul că Domnul poate să le ierte și lor păcatele. Și le spun, nu trebuie, n-am nevoie, n-am nevoie de un astfel de, de, mesaj. Cât de grozav este să te opui și să te, să te închizi cuvântului lui Dumnezeu, mesajului său, cel care este eliberare și viață din Dumnezeu. Și ca, ca într-un fel să pecetruiască soarta lor, spune, să scuturați în dată picioarele. Parcă într-un fel nici praful din acea cetate, nici praful din acea locuință n-ar trebui să se așeze pe picioarele noastre. Și apropo, încă o lecție importantă pentru noi. Dragii mei, uitați-vă! Dumnezeu nu vrea să forțăm nota în ceea ce privește vestirea Evangheliei. Vezi, inim care se împotrivesc pe față, inimi care sunt rebele, inim care sunt disprețuitoare. Dragul meu, nu ți rosi timpul. Du-te la cei care sunt deschiși. Roagă-te pentru acei oameni. Eu nu spun să nu faci în continuare. Dar de multe ori uitați-vă, o mare greșeală se face în creștinism când devenim ca și moare hodorogite. O inimă e închisă, împietrită, ți închide cu alte cuvinte ușa nas, dar noi continuăm și tot continuăm și tot continuăm. Domnul spune, nu ți rosi, mergi la casele deschise, mergi la inimile deschise. Nu arunca cu alte cuvinte și să-mi fie iertată de expresia Sfintelor Scripturi. Nu arunca mărgăritatele în gura porcilor. Dacă omul nu vrea să ia seama, dacă e împietrit închis, dar poți să te rogi Dumnezeu, lui Dumnezeu. Nu, am spus, nu înseamnă că nu suntem chemați să mijlocim pentru toți oamenii, da? Nu înseamnă că gata, Într-un sens, nu putem continua la tronul de har și de îndurare a Lui Dumnezeu pentru acele vieți. Dar lasă-te purtat de Domnul. Caută ușile deschise. Vă aduceți aminte ce spune și Pavel? Că și mi s-a deschis o ușă pentru Evanghelie. Pavel a, des a intrat pe orice ușă, că a găsit o deschisă. Pavel n-a stat cu nepăsare. Pavel a căutat aceste uși deschise de Domnul. Și asta e bine și pentru noi să le căutăm. Și spune, ucenicii au plecat și au propovăduit ce anume, așa cum aminteam, pocăința. Scoteau mulți draci, acum vin semnele care însoțesc propovăduirea lor, ca autoritate din partea Domnului. Scoteau mulți dragi și ungeau cu un delem pe mulți bolnavi și vindecau. Iarăși cu privire la această ungere și în Iacov se vorbește. Dar Iacov, să nu uităm, face parte din epistole care sunt scrise cu privire, cu precădere pentru cei care fac parte din poporul evreu. De-aia e bine să fim atenți și să înțelegem fiecare mesaj, fiecare verset, fiecare cuvânt spre ce se îndreaptă, cărui auditoriu este îndreptat, pentru că mult ca s-a făcut și pe locul acesta. Uitați-vă doar cu privire la um, undelemnul acesta, la uleiul peste cei bolnavi. Aduceți-vă aminte ce spune și Domnul Isus Hristos în acea pildă cu bunul samaritan. Ce face bunul samaritan? Îi unge rănile un de era o metodă în acea vreme, când medicamentele nu erau așa de dezvoltate ca la noi, metode terapeutice în care ucenicii sunt implicați. Sigur, în același timp putem să ne ducem și ca privire spirituală, unde lemnul, uleiul vorbește despre Duhul Sfânt. Da? Și e ca o, cum să spun, ca o metodă, ca un exemplu în care se vorbește despre faptul că Duhul Sfânt lucra acolo. Dar asta pentru a nu forța textul. Dacă aici găsim că ei au uns cu un de lemn, înseamnă că și noi trebuie să facem, fiecare care îi uh, Și știți că se face lucrul acesta, de spun. Da? Trebuie să mergem cu uleiul acela ca și cum ar face nu știu ce, uh, minuni. Dacă, dacă Domnul ar fi vrut să fie metoda lui de lucru, eu cred că ar fi fost detaliată. Nu doar amintită, nu doar prezentată, pentru că în atâtea lucruri, da? în atâtea lucruri cuvântul lui Dumnezeu, când vrea să ne dea înțelepciune, da? detaliază. Uitați-vă, cu privire, de exemplu, la strângerile la oaltă, sigur, atât de importante, Domnul detaliază. Cu privire la anumite lucruri din cuvântul său importante, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, vine și detaliază. Asta e marea greșeală care observ de multe ori. Luăm un singur verset din cuvântul lui Dumnezeu, și facem din el o, o, o întreagă teorie. Luăm uneori un singur cuvânt și spunem, uite, se amintea în studiu pe care îl făceam cu privire la 1 Corinteni, Joia, se amintește la un moment dat, Apostol Pavel vorbește despre cei care se botează pentru cei morți. Dar nu mai găsim nicăieri o astfel de practică. Și atunci ce înseamnă? Că dacă Pavel a amintit-o, trebuie și noi să ne botezăm pentru cei morți? Bănuiesc că cei mai mulți nu credeți așa ceva că ar trebui să ne botezăm. Nu e timpul acum să stăm să intrăm în detalii. Dar bănuiesc că nu credeți așa ceva. Uitați-vă cât de ușor poți să iei o frântură, ceva care, într-adevăr, e mai greu de explicat. Poate nu înțelegem în totalitate. Dar gândiți-vă că întotdeauna când Duhul Sfânt a vrut să puncteze ceva, spune Scriptura se tâlguiește tot cu Scriptura. Vom găsi mult mai multă descoperire, mult mai mult înțeles din partea lui Dumnezeu cu privire la un subiect pe care Dumnezeu vrea să-l ținem. De deci, aceea nu mai găsim nicăieri ca această ungere cu un de lemn, însemnând ceva care biserica este chemată astăzi să facă. Au fost trimiși ei în Iacov, care e legat de poporul evreu, să nu uităm în epistola lui Iacov, e legată iarăși de poporul evreu. Sunt lucruri care țineau un mod special de ceea ce poate și ei făceau, ca, poate chiar ca tratamente, da? Pentru că uitați-vă Dumnezeu și cu asta închei, își arată purtarea sa de grijă chiar și pentru trupurile noastre. Pentru că trupurile noastre, cuvântul lui Dumnezeu spune, sunt temple ale Duhului Sfânt. Da, Dumnezeu poartă nu numai de trupurile noastre, poartă grijă în mod special de sufletele noastre. Poartă de grijă în mod special, în primul rând, de omul nostru la untric. Haideți și noi să înțelegem că cu toții trebuie să avem prioritate, în primul rând, omul nostru lăuntric. Dumnezeu apoi va purta de grijă și în ce privește trupurile noastre, sănătatea sa, sigur, cu privire la voia sa, pe care o are cu privire la noi, poate să fie într-un fel sau altul. Dar mântuirea sufletelor noastre, Dumnezeu vrea pentru toți cei care astăzi aud acest mesaj, să fie o realitate pentru fiecare dintre noi și Domnul să lucreze în continuare în inimile noastre spre slava și gloria numelui Său. Amin.